Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru interesul arătat pentru subiectul ăsta. Dacă discutăm de prima introducere pe piață a lemnului, practic ea este un principiu, o direcție strategică referitoare la combaterea terilor ilegale, deci mai mult despre o analiză despre acest sistem de combatere a terilor ilegale în România. Noi credem și am susținut tot timpul că da, se poate și eficiență și simplitate și transparență dacă monitorizarea și controlul vor fi axate în principal pe prima introducere pe piață a lemnului. Ne-am propus să discutăm într-o privire elementele pe care propun să le abordăm astăzi seară despre recoltările ilegale de lemn în România, context, comparație cu alte regiuni, o analiză critică a sistemului, monitorizarea aplicării normelor privind trasabilitatea lemnului, factori de risc, mod de operare, prioritizare, controle, provocări ale sistemului actual de control în a merge către această prima punere pe piața lemnului. Propun să discutăm despre un instrument, această așa numită amprentă digitală a transporturilor, în care vom prezenta conceptul, dar și rezultatele unui proof of concept, un proiect de fezabilitate pentru acest proiect. Și în final, oportunități, pași de urmat. Mi-aș dori, dacă sunt întrebări, să răspund pe parcurs. Undeva la vreo 40 de minute prezentarea, ulterior, desigur, orice fel de discuții. Dacă vrem să evaluăm exploatarea ilegală a lemnului, trebuie să începem de la ce este recoltarea legală. Iar în acest sens avem o definiție detaliată oferită de regulamentul european privind comerțul cu lemn, care va fi în curând înlocuit de regulamentul Deforestation Free, foarte probabil publicat undeva în aprilie-mai anul acesta. Așadar, exploatările forestiere ilegale nu se referă doar la tăierea fără drept, furtul de lemn, ci și la respectarea regulilor de exploatare silvică, la condițiile de mediu sau de biodiversitate, acolo unde este direct legată de procesul de recoltare a lemnului. Se referă în mod egal și la drepturile terților sau la comerțul cu lemn. În general, face trimiterea legislației aplicabilă, iar asta înseamnă în România peste 150 de acte normative și undeva la peste 5.000 de pagini, cine mai sta să le numere. N-o să insist mai mult asupra ce înseamnă și tot complexul ăsta al cadrului legislativ, însă trebuie să înțelegem că recoltarea ilegală nu este doar cât eventual estimat în metri cubi, ci pentru România mai ales este despre unde, pentru că ar putea fi afectate prin tăieri valori ridicate de conservare, este despre când și cum, pentru că prin modul prin care se desfășoară procesul de recoltare a lemnului poate degenera un impact negativ asupra valorilor de mediu sau chiar asupra drepturilor comunităților. Acum se naște și apare adesea întrebarea, da, dacă ne referim la cât, că despre astăzi o să discutăm mai mult despre cât decât despre unde, când și cum, apare întrebarea care este volumul tăierilor ilegale. Păi aflăm dintr-un raport al Curții de Conturi publicat în 2013 că România s-au tăiat ilegal undeva la 24% echivalent din volumul total recoltat, dar mai peste câțiva ani înțelegem că este un raport contabil asupra căruia se revine ulterior, explicând că cifra rezultată este o eroare materială. Apoi, în mod eronat, diferențele între volume drain și acest volum dispărut, identificat prin IFN și volumele raportate prin INS, se interpretează ca fiind exact cuantumul tăierilor legale. După primul ciclu, în 2015, aflăm că această diferență reprezintă 49%, după ciclu 2, în 2015,
aflăm că este, de fapt, 100%. Legat de această interpretare a volumului dispărut, am mai spus-o, este greșit să interpretăm că această diferență reprezintă volumul terilor legale. Nu insist, acum avem în sensul ăsta și o poziție. Da, și dacă vreți mai recent, de curând, volumul terilor legale în România ar reprezenta jumătate din totalul tăierilor legale la nivel mondial. Păi asta ar însemna undeva la peste 2000%. Deci, dar tot surprinzător vedem și în INS, prin raportul anual privind starea pădurilor, adică Institutul Național de Statistică, prezintă cuantumul tăierilor ilegale undeva la câteva sute de mii de metri cubi, undeva sub 3%, dar trebuie să înțelegem că aceste volume sunt doar volumele descoperite, identificate în urma controalelor, practic vârful icebergului. Care este adevărul vis-a-vis de aceste cifre? Adevărul este că nimeni, practic nicio instituție, nu știe exact cuantumul volumului de lemn recoltat ilegal. În principal discutăm de un volum nefiscalizat care nu apare în registrele contabile. Cum se face că nu știm? Păi, din punct de vedere tehnic, pentru că până acum nu a existat o metodologie științifică, riguroasă, care să aibă drept scop identificarea volumului de lemn recoltat ilegal, până acum s-au comparat practic cifre obținute prin metodologii diferite care aveau scopuri diferite. Într-o limbaj de academic, practic, s-au comparat mere cu pere și s-a aflat numărul de prune. Noi am propus în acest sens o metodologie de monitorizare, este încă în lucru, voi atinge acest subiect în a doua parte a prezentării. Radu, te-aș ruga puțin, apropo de comparat mere cu pere, apropo de comparat INS cu IFN. Poți să ne faci, te rog frumos, o foarte, foarte scurtă sinteză în ceea ce înseamnă această diferență, apropo de perspectivă metodologică? Eu aș putea să exprim interpretarea noastră, pe care și la momentul respectiv am spus-o înainte de a avea acea conferință științifică cu privire la studiul IFN. Păi, în primul rând, trebuie să înțelegem că acest inventar forestier este pe bază statistice, nu este un recensământ al arborii. Ori acolo au fost niște erori de eșantionare care nu au fost îndeplinite așa cum s-a spus inițial. Cât contează, mai puțin, dar putem clar să spunem că este și asta o eroare în a interpreta întreg volumul ca fiind volumul de lemn recoltat ilegal. Pe urmă, surprinde și lemnul recoltat din pădurile din afara Fondului Forestier Național, unde știm foarte bine că recoltarea lemnului este cumva la discreția proprietarului și avem peste 500.000 de hectare. Noi am făcut un studiu ulterior acestui studiu IFN și am demonstrat că 25% din forest cover loss, dacă vreți, am chiar un slide aici pregătit, pare că ne-am vorbit, din forest cover loss, 25% din ce vedem sunt tăieri, practic defrișări de data asta, în afara fondului păduri, din afara fondului forestier național. Pe urmă apare și o diferență între modul de înregistrare a datelor INS, în INS, care se raportează de către ocoale în principal, dacă discutăm începând din anii 2008-2014, În schimb ce IFN-ul are, da, date culese și interpretare statistică. Ori noi știm foarte bine că în INS nu toată lumea face raportările în mod corespunzător. De multe ori pentru persoanele private, având în vedere că sunt suprafețe mici, cantități relativ mici pe proprietari, aceste volume nu au fost raportate. Iată doar câteva elemente care în mod evident ne ajută să spunem că nu este corect să interpretăm că acele 20 de milioane de metri cubi
ar fi recoltări ilegale. Însă trebuie să înțelegem că da, această diferență cumva include și recoltările legale de lemn, adică lemnul nefiscalizat. Da. În mod absolut, da. Însă trebuie să fim prudenți cu privire la interpretarea acestor date. Ne așteptam ca autoritatea care a comisionat până la urmă acest studiu să vină să facă aceste interpretări. Nici în momentul de față nu avem o analiză clară, în afară de acea dezbatere de care fiecare poate înțelege ce vrea. Niciun ministru nu și-a asumat un raport clar în care să vină să explice acel volum dispărut. Trebuie să înțelegem că volum dispărut, cu ghilimele de rigoare, apare și în toate inventarele forestiere naționale la nivel natural și la nivel european, pentru că noi avem totuși un model european ce privește inventarul forestier național. Nu l-am inventat noi. Noi l-am adaptat doar eventual în specificul național. Deci avem zeci de milioane și în alte țări. Și nimeni nu s-a grăbit să spună că da, ăsta este volumul recoltărilor ilegale. A fost o lipsă de comunicare, probabil din punct de vedere politic aflăm ulterior și era evident și un interes politic din partea domnului Costel Alexe, că el a ieșit pentru prima dată cu această asumare. Și dacă ne-am uitat la reprezentanții, dacă ne uităm cu atenție la reprezentanții IFN, niciodată n-au susținut că acest volum reprezintă cuantumul tăierilor legale. De altfel, este o interpretare pe care nici nu au cum să o facă, pentru că nu este în scopul inventarului să determine acest volum. Da. Spuneai de metodologie similară la nivel de IFN. Eu, din câte știu, România are chiar, să spunem, o rețea mult mai deasă decât o parte din țările europene. Dacă, te rog să mă corectez dacă greșesc. Pe anumite zone, da. Având în vedere că nu avem o răspândire unitară și uniformă a pădurilor la nivel național. Adică datele noastre ar fi oarecum mai fidele decât altele din alte țări? Nu cred. Până în definitiv, fidelitatea este exprimată de eroarea de eșantionaj și aici cred că ne-am dus cu erori, dacă privim spre erorile de eșantionaj, suntem în standardele normale ale unui inventar. Discuțiile au fost, dar aici nu vreau să speculez pentru că chiar nu dețin toate informațiile. Încadrarea într-o eroare de eșantionare precum cea inițială asumată în contract, că am înțeles că a fost mai mare decât cea inițială asumată, impunea practic să faci să ai o rețea chiar și mai deasă, să îndesești această rețea. Sigur că poate părea puțin, între 2 și 4%, însă probabil că dacă aveai o rețea dublă ieșau și alte date, pentru că în definitiv am văzut numărul total al arborilor dispăruți din aceste piețe după care s-a generat acest volum. Dar problema în principal, după mine, nu este acest volum, încă o dată. Este dat de IFN, acum eroarea de eșantionare mai puțin contează, cel mai important este cum îl interpretăm. Este un rezultat, da? Chiar și de că nu este avizat academic, este de neînțeles cum autoritatea nu l-a comunicat. Și de ce nu l-a interpretat? Pentru că avea acolo toată echipa de experți, astfel încât să-l poată să dea o listă de câteva explicații. Ce reprezintă? Putem sau nu putem să spunem că ăsta este volumul de lemn recoltat ilegal? Practic totul a plecat de la un comunicat de presă asumat de domnul post-ministru Costel Alexe. Și de aici a fost rostogolit și de președinție, de... Da? Atenție, niciodată cei de la IFN n-au echivalat acest volum cu volumul recoltărilor ilegale. Da? Și noi am spus întotdeauna, da, e evident, e direct proporțional, până la urmă, și cu acest volum dispărut, dar e greșit totuși a face această echivalare, pentru că, în definitiv, premise greșite te vor putea conduce la ulterior la soluții greșite, ceea ce vedem și astăzi prin cum se pregătesc anumite instrumente moderne pentru monitorizarea pădurii. Acum, dacă tot am rămas la slide-ul ăsta, eu vreau să
să vedem totuși care e situația defrișărilor din România, defrișări, desigur, cu ghilimelele de rigoare, pentru că aici vorbim doar de pierderile de coronament, adică dispariția grupată a unor arbori, care, da, este direct proporțională cu intensitatea exploatărilor de lemn. Însă dacă ne uităm comparativ cu, am pus și link-ul pentru cine vrea să exploreze în detaliu, dacă comparăm, da, România cu alte regiuni ale Europei, dacă vreți Germania, Austria, Slovacia, Cehia și, mă rog, țările nordice, vedem că intensitatea acestor pierderi de coronament în România este mult mai mică. Un fapt confirmat, este de fapt un fapt, dar nu e nicio estimare, asta confirmat de monitorizări satelitare și care fără îndoială oferă o privire obiectivă, o realitate până la urmă, așa se vede, asta e o realitate care se vede foarte bine din satelit, indiferent de cauze, indiferent că discutăm de tăieri legale sau ilegale. Pentru că mai puțin contează dacă intervențiile sunt legale sau ilegale, atâta timp cât conduc la pierderea sau degradarea habitatelor. Dar care ar fi, în opinia ta, principala explicația faptului că România, dar și alte țări spre Balcan, să zic, sau din estul Europei, au această intensitate mult mai scăzută decât, chiar și n-apare Spania în imaginea pe care o vedem acum, dar limita, mă rog, granița Spania-Franța și acolo sunt aeri masive. Da, avem țările centrale, țările din vest, nu mai zic de țările din nord, și dacă mergem mai spre est, vedem și Rusia. Care ar fi principala explicație din perspectiva managementului forestier? Haideți să vorbesc despre România, dar cred că ne unește aici exact și țările de care ai menționat, chiar și Bulgaria, chiar și partea asta de Ucraina. Discutăm practic de țările din blocul comunist, în mare parte, partea asta de Ucraina, România, Bulgaria și parțial și Slovacia, pentru că și în Slovacia arăta așa până nu de mult, și la fel și țările baltice. Noi avem o silvicultură până la urmă și de inspirație germană, unde s-au pus foarte bine bazele silviculturii, principiul continuității, normalizarea structurilor, arboretelor la nivel de peisaj. Noi am rămas și am clădit pe această ecologie forestieră, pentru că prin confiscarea pădurilor, da, naționalizarea pădurilor de către stat, interesul a fost practic să dezvolți doar o economie locală de industria lemnului, au fost împărțite și acestea pe caieruri. România a avut șansa asta, s-a zbătut să aibă, pentru că până atunci noi nu eram recunoscuți sau nu contam prea mult în industria internațională a mobilei sau alte sectoare de prelucrare superioară a lemnului la nivel european. Deci aveai nevoie de cantități mici, aveai nevoie, da, să nu uităm, până în anii 60, începutul anului 60, noi plăteam datorii de război prin sovromuri către ruși. Ori silvicultorii de atunci constituiți la nivel de institut de cercetare au zis, haideți să adoptăm și să punem la adăpost pădurile României de această cerere nesfârșită de lemn care venea din Rusia. Și în felul ăsta am adoptat niște norme foarte prietenoase cu mediul. De la vremea respectivă și putea spune că erau printre cele mai avansate la nivel mondial din perspectiva ecologică. Ei, noi am rămas în comunism cu aceste principii, economia, silvicultura din vest s-a dus, a uitat aceste principii, s-a dus către o economie de piață, proprietarul, profitul, da, valoarea economică a contat foarte mult. Și într-o democrație în care proprietarul îi poate să impui prea puține, atunci, sau mult mai puține decât în comunism, în care nici nu mai era proprietar, atunci de acolo avem. Noi avem niște norme, în esență, aproape neschimbate, principial, ca acelea pe care le-am dezvoltat în comunism, anii 70-86, ultimele. Cele din 2000 sunt cam aproape copy-paste cu astealaltă, iar astealaltă de acum, ale din 2000, nu erau publicate în monitor. Avem o poziție chiar recent, în octombrie,
au fost publicate noile norme silvice, care sunt aproape copy-paste cu celelalte, ba mai mult au fost adăugate și îndrumare de bune practici. Deci de aia, pentru că noi avem în esență o silvicultură mult mai ecologică. Și vă pot spune două aspecte din punctul ăsta de vedere. Una este legat de modul de calcul, cicluri lungi de producție și modul de calcul al posibilității. Și aici avem o metodă adaptată la specificul național de calcul a posibilității pe clase de vârstă. Noi vrem, practic, să ajungem să normalizăm fondul de producție, practic să avem, ideal, da, vorbim de o modelare a pădurilor la nivel de peisaj pe termen lung, să avem pe fiecare clasă de vârstă suprafețe aproximativ egale. Asta ar însemna pentru România că avem un deficit, dacă ne uităm la rezultatele IFN-ului, avem păduri mult mai multe tinere decât bătrâne, da, adică trecute de peste 120-140 de ani de vârsta exploatabilității. Asta înseamnă că această posibilitate, da, calculul cât poți să tai, suntem în așteptare și ai o posibilitate mai mică. Și asta ajută foarte mult, desigur, și ciclurile lungi de producție, care ajută la obținerea unor sortimente superioare de lemn, pe de o parte, iar pe de altă parte, din punct de vedere ecologic, sunt clare avantajele asupra biodiversității, protecției solului și astăzi, mai recent, de interes, de mare interes, inclusiv sequestrarea carbonului. Asta ar fi un element. Al doilea element ar fi faptul că în România, și asta mai sunt, cred că în Ucraina mai păstrează această regulă, există o perioadă de liniște, de sălbăticie, resălbăticie a pădurii, spunem noi, practic în ultimul sfert din ciclu de producție, nu ai voie să parcurgi pădurea decât cu tăieri de igienă și eventual, desigur, tăieri accidentale dacă ele ajung. Iată de ce, la un metru cu panci la hectar, intervențiile nici nu se văd, de cele mai multe ori nici nu se fac, pentru că din punct de vedere economic nu sunt. Mulțumesc! Continuăm. Da, noi ne-am bucurat și sperăm că, da, suntem la un nou început cu strategia forestieră și acum urmează un nou cod silvic. Noi sperăm ca să găsim echilibru între bunele practici din trecut, da, pe care le avem în silvicultura românească și desigur să privim spre noi orizonturi în ce înseamnă eficiența administrativă, eficiența economică a modului de gospodărire a pădurilor. Însă ar fi un mare păcat și sperăm să nu ajungem aici, să renunțăm tocmai la principiile astea de gospodărire durabilă a pădurilor. Bun, acum am povestit, tăiem puțin, cel puțin legal. Aici este o pondere a recoltării de lemn raportată la creșterea netă. Este, dacă vreți, un indicele de recoltare. Sunt date raportate, da, le găsim în Eurostat, raportări ale statelor, da, include într-adevăr doar cantitățile raportate în mod oficial, nu și volumul de lemn ilegal, ați putea spune, însă chiar dacă am adăugat cifrele vehiculate, chiar și în scenariul cel mai defericit, acum sigur nu ăsta cu 50% din cuantum tăierilor ilegale, tot am fi cu volumul de lemn recoltat sub media europeană. Este sub indicele de recoltare europeană. Uite, noi ne putem compara foarte bine cu silvicultura, cu Germania, și ca și condiții, și ca și creșterea pădurii. Iată, Germania taie către 90%, dacă nu mai bine, din ce crește pădurea, în schimb ce noi, cel puțin legal, tăiem undeva la 30-35%. O medie europeană de 65%. Putem admite, deci, că intensitatea exploatărilor din România, legale și ilegale, este totuși mai mică în comparație cu alte regiuni. Da, însă totuși nu înseamnă că stăm bine. Nu stăm bine deloc și asta pentru că recoltările ilegale sunt totuși la un nivel semnificativ, de natură să submineze gestionarea responsabilă a pădurilor. Cauzează reducerea biodiversităților,
și a serviciilor de mediu, mai ales dacă ne gândim la modul de exploatare sau la afectarea valorilor ridicate de conservare, amenință locurile de muncă și mijloacele de trai ale comunităților locale care depind de aceste păduri. Practic, prin recoltări ilegale s-a ajuns la crearea de monopson pe piața lemnului, practici neconcurențiale dovedite, promovarea unor metode de afaceri, modele de afaceri care practic au o valoare adăugată mică, o concurență neloială prin aceste practici ilegale și culmea acum când cetățenii au nevoie în această criză energetică și de lemn de foc ajung să primească această plafonare, practic să fie împinși către recoltarea de lemn ilegal. Distorsionează prețurile, deci afectează chiar și partea, deci nu chiar, și foarte mult și partea economică, distorsionează prețurile și perspectivele de investiții. Foarte mulți din operatori, și ei se știu foarte clar în această situație, mici și mijlocii, nu sunt bancabili, nu se pot dezvolta, sunt practic prizonieri sistemului. Unul dintre motivele, sigur, legat și de partea asta de predictibilitate a cadrului legislativ, au ajuns prizonierii sistemului. Vedem utilaje de acum încă reparate și răstreparate de acum 20-30 de ani. Însă leșinește evaziunea fiscală și dacă ținem cont că economia subterană a României este de 29%, este a treia de la coadă, sau, mă rog, invers, în top 3, pe locul 3 ne mai întrece doar Bulgaria și Croația, dacă nu greșesc, o economie subterană la nivel național, da, de 29%, este foarte probabil ca silvicultura, precum și alte domenii, agricultura sau turismul, să se poziționeze pe această scară la o cifră chiar și mai mare. Da? Erodează statul de drept și provoacă chiar pierdere de vieți omenești. Am auzit, din păcate, de prea multe ori atacuri asupra personalului silvic care s-au soldat cu pierderea de vieți omenești. Am prezentat partea asta introductivă asupra riscurilor, întrucât este important să înțelegem rădăcina problemelor, pentru că altfel niște premise greșite ne pot conduce la soluții greșite. Acum, vis-a-vis de, ca să înțelegem cauzele, nu o să mai stau să intru în toate aceste cauze, mă rog, să-mi spuneți, doar vreau să subliniez câteva din cele mai importante. În esență, am traversat o perioadă de tranziție de la comunism la o economie de piață, fără nicio viziune, fără nicio strategie forestieră, având în vedere schimbările socioeconomice profunde care s-au întâmplat în societate. Deci fără viziune, fără resurse, doar cu o listă lungă de așteptări din partea tuturor factorilor interesați. Așteptări față de pădure. Și toate astea într-o democrație pe care o învățăm încă pe parcurs. Principal a fost și din păcate trenează lipsa asta de predictibilitate și coerența cadrului legislativ, politizarea excesivă, dublată de o instabilitate politică. Avem o medie pentru un secretar de stat la păduri de undeva 6 luni, 8 luni, inadmisibil, practic. Avem o amnezie instituțională, atâta timp cât n-ai nici măcar o strategie și o coerență a cadrului legislativ. Lipsă de transparență, corupție, însă m-aș lega în primul rând, dacă privim lucrurile istoric, de procesul de retrocedare haotic care s-a realizat fără să avem un cadru administrativ pregătit, și principalele efecte pe care astăzi le vedem, versanți dezgoliți de păduri, aceste cicatrici în munți, se datorează acestui tsunami al retrocedărilor care a venit în paralel, desigur, cu recoltarea ilegală. De altfel, dacă discutăm, cum spuneam, de cum și când, aici trebuie remarcată lipsa infrastructurii forestiere și a logisticii, ceea ce duce la niște
distanțe de scos apropiat de peste 2 km, vă dați seama impactul asupra solului, apelor, arborilor rămași pe picior și, în general, habitatului. Avem peste jumătate de pădure retrocedate, nu există mecanisme de compensare, deși arile protejate și-au intrat în drepturi. Avem o vulnerabilitate socială în continuare și o sărăcie economică, mai ales în spațiul rural. Bariere culturale privind implicarea factorilor interesați, venind din comunism, nu am avut această cultură să ne implicăm, să comunicăm deschis. Dar și un sistem legislativ de cumva încremenit, această valorificare pe picior de care s-a legat întreg sistemul de control de care aș vrea să discut mai târziu. Însă, așa, doar ca o privire de ansamblu, orice sistem de control se bazează pe reguli, pe controle, sancțiuni și, desigur, monitorizare. Întotdeauna componentele, aceste patru componente, evoluează și se orientează spre zonele cele mai vulnerabile ale sistemului. Fie căutând în zona de reguli zonele gri, fie apelând la practici care nu sunt sancționate în zona sancțiunilor, fie speculând vulnerabilitățile procedurilor de control. Iată de ce toate aceste elemente trebuie interconectate și optimizate în urma unei monitorizări continue. Asta este practic esențial. Ce avem din toate astea vis-a-vis de set de reguli care să poată fi ușor de monitorizat și să producă probe concludente, o să vedem mai nimic. Avem noi un sistem de controle care să țintească zonele critice ale lanțului de custodie a lemnului către zonele în care există riscurile cel mai mari privind intrușirea pe piața lemnului? Avem instrumentele de control adecvate? Nu. Nu avem nici o surpriză, nici un test de sancțiuni proporționale cu nivelul prejudiciilor care să funcționeze ca un sistem de prevenție. Tot timpul vedem, dar avem liste, știm. Ăsta nu este un mecanism de prevenție și rolul controlului și al sistemului de combatere este în primul rând prevenția. Știm foarte bine. Ei, hai să vedem ce avem. Legat de partea de reglementare. Sistemul de combatere a tăierilor ilegale, a recoltărilor ilegale în România începe și este fundamental influențat de felul în care valorificăm lemn. De zeci de ani, silvicultura românească vinde pădurea sub forma unui volum estimat grosier al arborilor înainte de a fi recoltați și nu este preocupată să controleze cantitățile de lemn care ies din pădure. Iar la baza sistemului de control a instituit marcarea arborilor. Știm foarte bine, amprenta unui ciocan de fier pe lemn în pădure ne-a spus acum și reprezentanții gărzii naționale forestiere că acest sistem este perimat. Nu doar că nu constituie o probă solidă în instanță, și asta știm foarte clar de ce nu, și asta amprenta unui ciocan pe lemn în pădure, însă marca nu poate să garanteze nimic față de volumul arborilor exploatați. Sunt aplicabile mai multe modele matematice, metode dendrometrice pentru calculul volumului, diferite, intrând cu același carnet de inventar, putem să avem diferențe de peste 20%, intrând deci chiar cu același carnet de inventar. Deci același număr de arbori marcați, da? Haideți să ne imaginăm că putem să-i monitorizăm chiar și din satelit, coronamentul, pot să însemne un volum de lan total diferit. Și aici, dacă doar mergând pe buna credință a modelelor matematice, nepunând în considerare erorile materiale sau subiectivitatea operatorului, dacă nu chiar fenomenul de migrare a mărcii, da? De pe un arbore pe altul, ulterior realizării controlului APV. Așadar, trebuie să înțelegem de câțiva zeci de ani, poate nu era un conflict de interes în trecut, când statul vindea la stat, se acceptă astăzi, într-o economie de piață, practic, plata făcută în avans pentru niște cantități și calități de lemn estimate,
iar cantitățile recoltate, ce ies din pădure, nu sunt în final verificate. Ăsta este, de fapt, ingineria utilizată, speculată, dacă nu în ultimii zeci de ani. În acest fel, credem că este să instituie o zonă gri, am mai spus-o, care practic nu poate să fie controlată. Vedem gestul reflex, un transport ilegal, repede fugind la pădure să vede marca, ce să vezi acolo, toate le-s marcate. Dacă nu-s marcate, poate găsești o marcă falsă. Cine a pus marca falsă? Este greu de dovedit. Da, asta este legislația aplicabilă. Legat de acest model, de aici pleacă, de aici poți să ai lemnul în plus de recoltat, repet, vorbesc de ce se întâmplă mai mult, cel mai frecvent mod de operare în prezent, pentru că trebuie să înțelegem că s-a cam terminat cu versanți dezgoliți, dar procesul de retrocedare e aproape, nu-i sfârșit, mai este, dar s-a cam terminat cu partea asta de defrișări, cu ghilimele de ligare, care pot să fie monitorizate din satelit. Avem, doar ca un exemplu, am intrat cu două piețe de probă pe care le aveam, niște păduri virgine, cu un număr de arbori în fiecare piață de probă. Aveam acolo un carnet de inventar, vedem volume total diferite de peste 20% între aceste determinări. Da? Deci doar din modelul matematic. Mai departe, fiecare metodă dendrobetică are și o marjă de încredere, o eroare standard, undeva la 4, 5, 6% depinde de metodologie, la o probabilitate de acoperire de 68%. Deci, dacă vrei o probabilitate de acoperire de 95% să-ți garanteze volumul, atunci eroarea crește la 8, 10, 8-12%. Iar peste această probabilitate de acoperire de 95%, volumul poate depăși. Nu spune până unde. Da, asta mergea când aveai 100.000 de APV-uri tu IF. Și atunci, într-un APV mai puțin, în un APV mai mult, una cu alta se reglau, volumele erau în regulă. Ori astăzi, când ai un singur APV, dacă te vei duce în instanță cu un volum și o să ai 30%, va zice, da, uite, metoda îți dă și eroare de peste 12%. Cât? Uite, și 30%. Cu atât mai mult, acest grad de încredere, să spunem, este asigurat doar la un număr minim de peste 100 de arbori în această ecuație. Da? Ori haideți să vedem unde suntem astăzi la nivel național. Avem la nivel de 2022, sunt date din Sumal, undeva la 191.000 de APV-uri, dintre care 68% din astea 190.000 avem elemente cu număr de arbori de sub 100 ca număr. Un volum total estimat de 21,8 milioane de metri cub în APV-urile astea, sigur. Însă avem un procese verbale de inventarierea volumului de lemn care a depășit volumul din APV, deci acea, în mod normal, da, operatorul acolo, în momentul în care ai depășit numărul, volumul achiziționat prin APV și ești în zona de plus 3, 4, 5, cât o fi mai mult, tu trebuie să te oprești, practic să ceri inventarierea. Avem doar 602 procese verbale. Da, e un progres că anul trecut, când am cerut această statistică, vă prezint comparativ, erau doar 39. Probabil a crescut și pe datorită faptului că Romsilva a avut mai multe parchete de prestări servicii și acolo probabil la un moment dat partea asta de vânzare n-au putut să închidă practic APV-ul. Însă, la astea 602 APV-uri avem un volum aferent de 17.000 de metri. Deci am putea să spunem că ceea ce avem noi sfidează orice regulă statistică, avem sistemul perfect de măsurare, cu eroare de 0,08% această precizie APV-ul. Deci avem de unde
am arătat cum putem să avem volum în plus și vedem că dacă există volumul ăsta, nu poate fi pe decat de suma 2. O să vedem și de ce. Acum, asta e partea de regulament. Am văzut partea de reguli că nu produc probe concludente în instanță. Hai să vedem partea de sancțiuni. Păi dacă ai fi un operator și ai face un pariu pe actualul sistem, ofer doar câteva informații. Până în 10 metri cubi, da, dacă am documente pe 11 metri cubi, pe 1 metru cub și transport 10, da, n-am depășit acest 10 metri cubi, primesc doar o amendă administrativă, o sancțiune. Acea sancțiune este undeva la 250 de lei pe metru cub, dar am făcut că o plătești în jumătate din timp și atâta vine. Este mult sub prețul lemnului, da? Lumea ar vrea să cumpere cub. Vedeți că am pus plafon 400 de lei la metru cub și nu ne încadrăm cu plafonul ăsta. Lumea ar vrea să cumpere lemn la 250 de lei. Dar ce să vezi, mai ai și un control în sectorul primei plasări pe piață, control efectiv sub raportul volumului, sub 1%. Păi și atunci, dacă din 100 de camioane tu ești monitorizat, verificat sub raportul volumului în maxim 1% din transporturi și în cazul în care ești prins în acel 1%, primești o amendă de 250 de lei la metru cub sub prețul lemnului, nici nu mai zic dacă este stejar sau alte esențe, desigur, și confiscarea lemnului, păi atunci nu înțeleg care sunt riscurile. Da? Și operatorii înțeleg foarte bine. Până la urmă că cei care vor să greșească, sigur că nu trebuie să generalizăm, a spune că toată lumea asta caută. Mai este și administrație silvică, da? Nu trebuie generalizat. Doar arăt, dacă cineva și-ar dori și se întâlnește poțul cu prostul, da, se poate. Nu e nicio problemă. Haideți să vedem ce se întâmplă în partea asta la altă, de cum funcționează, care sunt rezultatele în instanță, având în vedere că sistemul nu produce probe concludente. Da, sunt niște date aproximative. Vedem foarte bine că din vreo 8.000 de cauze penale soluționate, au ajuns în instanță 355, din care doar 30 de condamnări. Este un procent. Deci asta ilustrează un proces extrem de greoi, extrem de costisitor, care produce prea puține rezultate. Sau, da, un sistem care permite generarea de abuzuri. Acum, sincer, dacă APV-ul și reconstituirea APV-ului nu reprezintă nicio probă în instanță, nu poate fi luată în considerare. Dacă mai jos, în aval de pădure, operatorul, am văzut cât de puțin riscă. E de înțeles că nu sunt foarte multe rezultate. Astea sunt niște lucruri care trebuie să se schimbe. Și acum, dacă discutăm de viitor, va trebui modificat și pragul pentru ce înseamnă responsabilitate penală, dar vor trebui reconsiderate și sancțiunile administrative. Regulamentul European Deforestation Spree vorbește că sancțiunile pot să fie până la 4% din cifra de afaceri din anul respectiv, ceea ce într-adevăr ar fi un mecanism de descurajare. Păi dacă biletul de autobuz costă mai puțin decât amenda, de ce ți-ai mai la bilet? Da. Am văzut sistemul de reguli, am văzut sistemul de sancțiuni, cum arată sistemul de control, dacă ar mai conta. Păi avem de păzit 7 milioane de hectare de arbori, regulament de pază, în care pentru fiecare parchet să fac cel puțin 5 măsurători de să ia la club pe fiecare arbole, în condițiile în care avem o toleranță legală dată matematic, da, de undeva la, poate să ajungă la 20%. Ulterior butăm aceste controle
le mutăm în partea de piață, acolo unde avem peste 3 milioane de gospodării, depozite și unități de prelucrare a lemnului, unde iarăși se impuneau 2-3 măsurători, verificări, și în care, practic, din randamentele declarate, da, de operatori, se pot înghiți cantități fantastice. De altfel, este și absurd. Noi zicem că ne îmbătăm cu apă rece a spune că vrei să te închizi pe volumele de rumeguș de la al șaptelea ciclu de prelucrare și să poți tu să reconstitui volumul APV, care volumul APV, vedem foarte bine ce precizie matematică cu instrumentele de astăzi se poate oferi. Da, extrem de multe controle în pădure, multe controle în piață, însă la prima plasare pe piață de sectorul de la pădure până când este introdus în piață lemnul, unde ai o eroare standard maximă garantată de 4%, da? Că bușteanul deja îl aduci în niște forme geometrice care pot fi aproximate mult mai bine, eventual 1% din controle se realizează în zona asta. Noi zicem că e nevoie de o schimbare radicală și asta ne bucurăm foarte mult că și Strategia Națională Forestieră a instituit acest principiu. Transformarea, practic, sistemului actual de control bazat pe baza arborilor în pădure într-un axat pentru controlul materialelor lemnoase ce ies din pădure. Asta este cheia. Iar în ce privește eforturile de control, dacă în prezent avem foarte multe la pădure și nimic în zona de primă plasare pe piață și foarte multe, iarăși revenim cu eforturi de control în zona de pieței, practic reduse controle în zona pieței, maximizate în zona de primă punere, introducere pe piață și automat mai puține verificări sub raport volumetric și partea asta de pădure. Asta ar însemna, spunem noi, simplitate, eficiență și transparență. Dacă vrem să ajungem aici, totuși mai avem niște lipsuri și aș vrea să fac o radiografie. Totuși, și în zona de primă punere pe piață, chiar dacă desenul poate părea mai simplu, avem peste 3 milioane de avize primare, care sunt răspândite pe foarte multe zeci de mii de kilometri de drumuri. Iată de ce, în condițiile unei resurse de control limitate, față de complexitatea lanțului de custodie, este foarte importantă prioritizarea controlelor. Adică să știm unde, când și cum trebuie realizate aceste controle. Aspect care nu se realizează în estimarea noastră până în prezent în mod structurat și transparent, pe criterii obiective. Dovadă până la urmă și rezultatele. Avem nevoie de planuri de control care să urmeze o abordare de riscuri, astfel încât să fie adresate cele mai relevante zone de risc. La capitolul cum, dincolo de transparență, avem nevoie și de instrumentele potrivite pentru a face acest control. Unul dintre ele, considerăm noi, este și această amprentă digitală a transporturilor sau acest sigiliu electronic. În orice caz, a utiliza inteligența artificială în această trasabilitate. Spuneam la început că am plecat de la ideea că nu există o metodologie științifică, riguroasă, cu privire la determinarea volumului de lemn recoltat în mod ilegal. De când avem Submal și de când a apărut această provocare, din 2018, am început dezvoltarea unei astfel de metodologii. Practic, este un proiect de cercetare aplicativă, prin care ne-am propus analiza comparativă între informațiile culese din teren printr-o rețea de camere video amplasată în mod inopinat, absolut la ieșirea din pădure, deci să fim exact la prima plasare pe piață. Am comparat aceste date cu datele înregistrate în Submal. Asta a fost posibil și în Submal prima versiune și în Submal 2 în prezent. Considerând că vom avea o rețea suficient de
suficient de acest protocol de monitorizare, suficient de bine gândit. Noi credem că cu niște resurse puține, relativ puține, să putem ajunge să spunem, să monitorizăm an de an care este nivelul acestor recoltări ilegale. Noi zicem că ar funcționa ca un barometru în ceea ce privește eficiența cadrului legislativ. În ultimul raport, lucrăm deja la al treilea raport, în cel de-al doilea raport am făcut o comparare cu primul și practic am văzut eficiența sau ineficiența după caz a cadrului legislativ și cum practic modul de operare evoluează în funcție de jalonează practic diferite cerințe din cadrul legislativ. Asta am făcut, sigur că am făcut deocamdată niște puncte destul de limitate, acum o să venim cu mai multe puncte pentru al treilea raport. Rezultate monitorizărilor nu ne asumăm, deci din start spunem că raportul nu are, datele nu au relevanță statistică pentru a reflecta imaginea recoltării la nivel național. Da? Nu putem să spunem că cu vreo 250-260 de transporturi eșantionate, noi deducem situația la nivel național. Însă, cel puțin este relevat potențialul acestei metodologii. Și raport în cea de-al treilea raport de monitorizare pe care o să-l prezentăm primăvara asta, o să se vadă, și mai bine. Înțelegem că nu peste tot se întâmplă recoltări ilegale, se petrec la fel. Apropo de unde? Vedem că sunt puncte de monitorizare în care problemele sunt nesemnificative și avem puncte în care problemele sunt absolut semnificative. Răspundând la întrebarea când, am observat care este frecvența pe zile și se confirmă, putem spune aproximativ identic și pentru a treia rundă de monitorizări, cu un vârf undeva joi seara după masă, practic la încheierea zilei, 66%. Da, deci peste 2/3 dintre transporturile recoltate în mod ilegal se petrec după orele de lucru ale personalului cu atribuții de control, deci undeva de la 4 până pe la 7-8 seara. Noaptea nu avem transporturi, nu avem o creștere a ponderii transporturilor ilegale noaptea. Și în general lucrurile astea sunt explicabile pentru că se corelează cu resursa, da, omul ca parte în acest proces. Da, iată când și cum, ca să putem răspunde, dar care este modul de operare? Am făcut aici în raport pentru cei interesați și o comparație. În orice caz avem transporturi fără aviz undeva la 22%, 23%. Mult, spunem noi, mult mai mult ca în prima monitorizare și noi o punem și pe seama faptului că acest sumar 2 comportă niște breșe de care noi am atras atenția chiar din forma textuală a hotărârii de guvern, chiar în primăvara lui 2000, da, când a fost publicat, 2021. Și avem o creștere, practic, am observat în punctele de monitorizare în care am revenit în exact aceleași perioade, am observat o creștere a acestor transporturi fără aviz. De ce? Pentru că se folosesc de aceste breșe din suma 2. Am auzit într-o emisiune la televizor chiar că există o listă cu operatori care au făcut peste 100 de dezinstalări ale aplicației în termen de o lună. Deci să înțeleg că cu 20 de dezinstalări pe lună, nici nu mai facem listă că sunt comune. Dar aici ar fi foarte interesant de aflat. Noi am atras atenția încă de la bun început. Avem transporturi multiple mai puține, undeva la 3%, pentru că dacă există prima variantă, nu mai este cazul. Avem între timp și GPS-ul care îngreunează totuși procesul ăsta. Avem însă campionii rămâne ca mod de operare supraîncărcarea, adică fraudarea declarației. Avem cantități pe transport mai mari, în general, decât cele declarate. A lua în seamă că am considerat supraîncărcări doar de peste 20-30%, deci nu ne-am dus la pragul legal de 4%, pentru că
nu ne-am permis această acuratețe, având în vedere că am folosit trei metode diferite, dar totuși, da, am zis să le prindem, să le surprindem doar pe cele grosiere. Am văzut care e modul de operare la care trebuie să, pe care trebuie să-l adresăm. Da? Deci vedem că această supraîncărcare a transporturilor se confirmă doia la rând ca fiind modul cel mai frecvent de operare. Și din raportul 3 vă putem spune că da, tot supraîncărcarea rămâne ca cel mai, ca modul de operare preferat. Cum putem să adresăm partea asta? Haideți să vedem mai întâi care sunt provocările în teren. Astăzi, în sumar, personalul cu atribuții de control poate verifica doar dacă transportul este înregistrat în sumar, adică dacă este cod valid. Dacă nu, există o modalitate rapidă, expeditivă de verificare a volumului sau dacă este același transport cu cel din poză, cu cel din înregistrat. Practic, sistemul nu produce probe concludente. Avem proceduri și instrumente de control, practic aceleași, clupa, eventual și ruleta. Și dacă tot am pus acest sistem de recunoaștere a transporturilor vis-a-vis de pozele și evitarea transporturilor multiple, da, se poate face atât de ușor prin această inteligență artificială să ai o comparare a pozelor inițial înregistrate și pozelor care rezultă în urma controlului. Asta ar duce dezvoltarea unui astfel de instrument, ar duce la creșterea numărului de controle, da? Reținem că foarte puțină se execută, sub 1% în această zonă de primă plasare în piață, elimină subiectivitatea factorului uman, deci am vedea că aceste instrumente expeditive să meargă cu o toleranță suficientă, plus, minus, nu știu, 5%, 10% suficient. Haideți să vedem, să identificăm cazurile care ridică suspiciuni și care, unde avem un prejudiciu considerabil. Practic, singura procedură de control acreditată în momentul de față este cea clasică. Fără a urma această procedură legală, personalul cu atribuții de control nu poate să verifice pe drumurile publice decât validitatea codului emis în sumar. Nu și a volumului. Dacă vrea să facă și volumul, atunci pe drumurile publice vine polițistul, că doar el are drept să oprească transportul. Polițistul trebuie să cheme pe un personal civic, că numai el are atribuțiile de măsurare. Trebuie să-l cheme împreună pe patron, care trebuie să vină și el la locul la locul de verificare. Împreună trebuie să găsească ulterior un depozit, da, unde să facă aceste măsurări, de regulă la cel mai apropiat ocol. Însă poate acolo nu există un utilaj, haideți să căutăm și un utilaj care să ajute la descărcarea lemnului și uite așa, până așteptăm timp morți, câteva mașini, de curând am văzut un astfel de spectacol chiar la televizor, imaginăm doar dioxidul de carbon emis în cadrul unei proceduri din astea de control clasice. În orice caz, minim, am dat undeva la 32 de ore om, adică un program normal de lucru, 4 persoane. Păi și dacă totul e în regulă, nu e clar cine plătește costurile manipulării. Cu alte cuvinte, nu trebuie să ne mirăm de ce există un apetit atât de redus în a verifica această supraîncărcare în cazul transportului. Ori atâta timp cât nu creezi un instrument care, da, estimativ, rapid, care să-ți spună pe baze obiective, să elimine subiectivitatea factorului uman, mergem sau nu mergem mai departe pe această procedură? Practic, vom rămâne în marja de maxim 1% din controle, bine ar fi să fie 1% sub raport volumetric verificat în zona primei plasări pe piață. Care sunt provocările pe partea online? Da? Avem peste 20 de milioane de poze care se încarcă anual în acest sumal. Din păcate, sumalul nu este conceput să facă o verificare preliminară și automatizată a datelor. Ideal ar fi să genereze alerte automat,
pentru a putea prioritiza controlele, în felul ăsta ar funcționa într-adevăr ca un mecanism de prevenție. Vă dați seama, am o supraîncărcare, înregistrez în sumal, mă avertizează că vezi că ai o problemă cu acest volum, eu mi-asum măsurarea sau nu, dar totuși merg cu un girofar online, dacă vreți, cu acel transport până la destinație, ceea ce nu ai îndrăznit decât dacă într-adevăr ai încredere în datele, în măsurătorile pe care le-ai făcut. Altfel trebuie practic să ghicește diferența, e lemnul, e volumul și dacă ți se pare că e, eventual poți să mai treci pe o altă listă, pe lângă ăștia cu 100 de, mai facem o listă și cu aia care lucrurile nu se fac în timp real, deci tu poți doar să organizezi o pândă, da, efectiv, că suntem silvicultori și vorbim de vânătoare, o pândă acestor operatori, pe care, da, hai să spunem, l-ai identificat după 2 săptămâni de instrumentare și l-ai găsit cu un transport supraîncărcat și, da, ok, are, îți plătește banii, 250 lei la metru cub, ia și lemn, ok, da, ne mai vedem peste 99 de transporturi sau ceva de genul ăsta. Adică, nici de cum nu ajută la prevenție. Hai să vedem ce fel de neconformități pot fi identificate în spațiu online. Și atragem atenția la prima plasare pe piață, ne interesează, sistemul a evoluat. Dacă la început, când a fost publicat sumal, 1 din 4 apeluri la 1-2, dacă atunci nu puteai să verifici singur, erau transporturi fără documente legale, astăzi avem mult, mult mai puține astfel de controle, aproape nesemnificativ, 0,0, da? Și cu atât mai mult dacă le căutăm pe cele cu avize secundare, adică cele care pleacă nu de la locul de recoltare, dar dintr-un depozit în altul. Da? Deci noi am făcut o verificare și ne interesează prima plasare pe piață, pentru cei interesați, bulinuțele roșii din inspectorul pădurii, și avem fotografii din care nu se poate distinge încărcătura. Ori conform legii contravențiilor silvice, amenda este până la 3.000 de lei, dacă nu se focalizează întreg transportul și nu se poate distinge încărcătura. Avem un studiu, suntem în curs de a dezvolta un astfel de studiu la nivel național, datele o să le prezentăm undeva cam într-o lună. Avem foarte multe astfel de transporturi, poate undeva la 10%, transporturi care, da, ne și mirăm că n-am văzut, nu știu, un cerb în poză. Avem erori flagrante privind declarația tipurilor de materiale lemnoase. De când cu această ordonanță de urgență cu plafonarea, vedem foarte multe transporturi care duc lemn metri step, dar declară lemn rotund. Adică nu declasează, declară niște calități mai bune. Avem fotografii identice și avize diferite. Aici o să prezentăm care pot să fie și de ce apar astfel de situații. Avem transporturi succesive, identice și volum declarat diferit. Intri avizul primar o cantitate, da? Să zicem 23 de metri cub în cazul ilustrat. Într-o jumătate de oră ajunge depozit, se emite un aviz secundar pe o altă cantitate, 27. Din poză se vede foarte clar că avizul este identic. În ce privește cantitățile, da, doar ca exemplu, exact același camion, vedem plin, tot rășinoase, bun, acum diferă un pic modul de aranjare și diametrele lemnului, dar totuși o diferență între 5, vedem 10, 13, 18,5, deci aspecte care se pot vedea absolut cu ochiul liber. Da, dacă vrem să mergem spre prima plasare pe piață, avem nevoie de noi instrumente, de utilizarea noilor tehnologii care să ofere un răspuns adecvat provocărilor actuale ale sectorului forestier și evoluției modului de operare. Să înțelegem cum ar fi ca controlele în traficul auto să fie realizate fără radar de viteză. Adică cum? Să stea să numere polițistul între stâlpi, cu ce viteză, secundele,
ce fel de probă va fi asta, va fi asta ulterior. Sau dacă ne propunem tot legat de poliție, da? Controle tematice pentru prevenirea condusului sub influența băuturilor alcoolice, fără etilotest. Păi ok, ai stat în post, ai oprit un transport, un vehicul, ok, te duci direct cu el la urgență pentru recoltarea de probe biologice. Și atât, ai terminat un control într-o zi. Exact dacă îți propui să verifici un transport auto, ați văzut, 8 ore, 8 ore, 4 oameni, adică 32 de ore zile om în efort. Adică fără instrumentele astea moderne putem să și renunțăm la partea asta de a merge către prima plasare pe piață. Ce este această amprentă digitală a transporturilor? Este un sigiliu electronic, dacă vreți, al materialelor lemnoase, care să, pe de o parte, să dea, să încripteze modul unic în care materialele lemnoase sunt încărcate pe transport și, deopotrivă, să asigure și o determinare expeditivă a volumului. Este la îndemâna oricui, avem aceste telefoane, doar că s-a investit în această soluție, putem să securizăm plăți de foarte, depinde câți bani ai, da? Practic nu există limită în baza unei amprente sau unei recunoaște faciale. Ori când discutăm de un transport, avem forme absolut diferite, nu doar ale lemnului, la modul cum este aranjat lemnul, deci o să vedem această identificare a transportului chiar poate să fie unică. Iar în ce privește determinarea expeditivă a volumului, fără a-l măsura, dar doar utilizând inteligența artificială, putem să ajungem la rezultate fără investiții foarte mari. Din ce am discutat cu experții cu care am lucrat, da, lucrăm la acest concept încă din 2017-2018, undeva la 300-400 de mii de euro ca să ai acest modul de determinare a volumului și amprentă. Haideți să vedem cum ar trebui să funcționeze acest instrument. Are trei module, un modul de recunoaștere și vectorizare a mușterilor, deci practic din pozele ar trebui să recunoască care e lemnul, cum arată, care sunt formele, practic să din textura imaginilor și a formelor să genereze aceste forme geometrice. Este un modul pe care noi nu l-am dezvoltat pentru că sunt deja dezvoltate suficiente. Da, după nevoie ar putea fi adaptate, ar fi, da, și aici o preocupare. Avem modulul 2, amprentare transport. Practic transformă pozițiile și dimensiunile mușterilor într-o amprentă digitală, o să vedem într-un set de date vectoriale. Modul de estimare a volumului pe baza imaginilor însoțite. Cum funcționează acest mod de estimare a volumului, practic ca și mintea noastră, cumva. În sensul în care putem să estimăm foarte bine, Silvici, eu știu, diametrele la arbori înălțibile fără a greși prea mult, încadrându-te în aceste toleranțe dacă ai suficientă experiență. Exact la fel, încă și mai bine o face inteligența artificială. Doar o precizare, este un proiect de fezabilitate, cum se zice, proof of concept, prin care ne-am pus să dezvoltăm și să demonstrăm că aceste soluții și algoritmii IT pot fi utilizați pentru a verifica automat volumele și identitatea transporturilor. Nu este o soluție dusă până la sfârșit, adică noi am sperat că dezvoltând acest proof of concept să convingem autoritățile să-l preia mai departe și să-l dezvolte ca parte a sumală. Dar vom prezenta totuși modul de funcționare, nu știu dacă crezi, Mihai, că e interesant, a modului de amprentare și de estimare. Nu durează mult. Modul de amprentare... Eu cred că asta e chintesența, Radu, toată prezentarea. O așteptam, te rog. Modul de amprentare ca algoritm, da, spuneam, modulul de recunoaștere a buștenilor există. Poate fi perfecționat, dar cu niște costuri minime și ca
și ca durată nesemnificativ. Varianta actuală de algoritm pe care noi am lucrat, am mers pe amprentarea din spate, da, un set de cerculețe. Însă se poate face foarte bine și din lateral, unde vei avea practic un set de patru latere în care, da, modul lor de rearanjare, să vedem, să lucrăm, se poate lucra la partea asta vectorială, dar o să ai practic cele, nu știu, două, trei fețe câte după care ai putea lucra pe partea asta de amprentare. Dar ca exemplificare am lucrat doar din spate cu acest set de cerculețe. Cum funcționează practic modulul amprentare? Pentru fiecare buștean s-a înregistrat poziția rarezelor cercurilor înscrise și circumscrise. Da, au ovalitate, lemnele se vede și atunci pentru a asigura mai bună precizie, pentru fiecare buștean s-a generat un cerc înscris, cerc circumscris, poziția lor și pentru fiecare buștean, fiecare cerc, practic vectorii celor patru valori, cele două cercuri și pozițiile lor, au fost comasați într-o listă matematic, care ulterior a fost sortată și introdusă într-o rețea neuronală. Așa funcționează inteligența artificială. Prea mult, nu știu dacă o să pot să vă răspund legat de cum funcționează inteligența artificială, pot să vă prezint doar algoritmul. Această rețea neuronală produce pentru fiecare transform și proiecție un spațiu cu 128 de dimensiuni. Lista cu numerele, deci aceste numere cu vectorii, împreună cu informațiile despre transport, informațiile scriptice, pot fi utilizate pentru a genera o sumă hash. Importantă această sumă hash pentru că din ea se poate genera un cod QR. A fost aici o discuție că din poză nu putem genera cod QR. Dar n-a zis nimeni că din poză generăm un cod QR, ci din aceste forme geometrice, din acești vectori și cu datele scriptice poți dezvolta acest cod QR. Pe urmă, practic, în esență, pentru verificarea în sine prin fotografiere, se recalculează toate aceste distanțe și se compară cu cele inițial înregistrate. Foarte interesant că am luat în considerare și rearanjarea și faptul că din diferite unghiuri se vede sau nu se vede lemnul, poți să stabilești niște variații acceptabile din care să rezulte pragurile de alertare. Hai să vedem ce ne-a rezultat la partea asta de modul de amprentare. Noi am mers pe considerentul că am niște erori de poziționare mai mic la lemnul de jos, da, care are mai puține grade de libertate de a se muta. Am mers pe o deplasare pe orizontală verticală de vreo 5 metri cub, cam în medie și aotic la toate, adică nu în mod ordonat. Și o variație a diametrului de recunoaștere a diametrului până la 2 cm. Și am mai considerat, îmi pare rău că nu știu de ce nu merge slide-ul, trebuia să vadă care sunt aceste grade și cum se mișcă cerculețele. Însă am considerat că până la 10% dintre bușteni să nici noi poată detecta în imagini diferite. În sensul în care poate într-un cont de numbră nu vezi o parte de bușteni, nicio problemă, îi vezi pe unii, care rămân și la poza 1 și la poza 2. E bine, în felul ăsta, doar pe amprentarea spate și cu acești vectori, am ajuns pe acest algoritm că doar din 4 din 1000 de transporturi ar ridica alarme false. Dacă ai merge cu niște praguri practic și mai mari, ai scădea acest procent. Nu e puțin 4 din 1000, dacă zicem că avem 3 milioane de avize primare. Ar fi 3.000 de alerte pe an în mod gratuit. Ar trebui, sigur, lucrat în continuare pe acest algoritm și dacă ai introduce și, practic, coroborat cu amprentarea lateral, practic, ar fi una din 10 milioane. Asta legat de partea de amprentare. Legat de modul de estimare a volumului, noi am avut un loc de învățare, da? S-au livrat poze clar cu diferite obiective, dar poze clare, da? Realizate 140 de transporturi, în care am avut volumele măsurate, efectiv.
măsurate buștean cu buștean. Rețeaua neuronală primește practic aceste imagini, învață legate de acest volum, învață estimarea volumului și să reducă la o eroare acceptabilă. Practic, cu cât i-am dat mai multe volume, performanța s-a îmbunătățit. Și am avut și un loc de verificare, deci 36 de poze, și ce am observat că cu fiecare nou lot de imagine, rețeaua neuronală reduce exponențial aceste efort. Și am ajuns la sfârșitul celor 140 de transporturi, dar am avut doar poze buștean fag, l-am molit lucrurile asta și mai bine. Doar din 140 de poze, algoritmul ne-a dat pe cele 36, 44% din determinări au eroare de sub 5%, 73 sub 10 și avem un singur transport cu o eroare maximă de 35. Iar pentru pozele deja văzute, că am băgat și din alea văzute să vedem ce volum i-ar mai zice acum, algoritmul n-a învățat poza. Algoritmul și-a luat reperele. Și practic am avut erori de sub 1% pentru pozele învățate. Deci vă dați seama asta vis-a-vis de cum am vedea aplicabil această amprentă, de la locul de recoltare pleacă amprentarea la primire, practic în baza scanării transportului îți confirmă volumul, identitatea transportului și în felul ăsta practic se validează avizul. Foarte încurajator, o reducere exponențială a erorilor odată cu creșterea numărului de date din lotul de învățare. Asta e ceea ce am obținut și, desigur, noi dezvoltăm această variantă în variantă open source. Dacă autoritățile sunt interesate, putem să le punem la dispoziție ceea ce am dezvoltat până acum. Evident, avantajele sunt evidente. Elimină posibilitatea fraudărilor, consolidează rolul de prevenție a sistemului de control, da? Tu știi că n-ai cum altfel și atunci, practic, nu mai ai cum să apelezi la aceste practici. Transparență, eficiență și, nu în ultimul rând, reducerea costurilor, practic susține și competitivitatea operatorilor prin reducerea costurilor administrative de operare în sumar. Deci noi nu vedem numai avantaje. Acum suntem în fața, repet, în fața unui nou început. Există și resursele disponibile pentru a dezvolta aceste instrumente, inclusiv procedurile legale. Ne mai trebuie în final doar voință politică să fie adoptate. Am făcut o adresă către autorități, acum că a fost în consultare publică o hotărâre de guvern vis-a-vis de aprobarea investițiilor pentru dezvoltarea sistemului integrat de monitorizare, camere video, sumal, monitorizări satelitare, în care am reiterat aceste propuneri, din păcate se pare că nu vor fi luate în considerare în acest pachet de finanțare, rămânând să fie dezvoltate ulterior, nu știm când. Cert este că ne-am asumat că vom avea un sumal complet funcțional, utilizând aceste fonduri din PNRR. În final, da, am prezentat această soluție, nu înseamnă că fără nu se poate, doar că așa se poate face mult mai bine și mult mai am prezentat avantajele. Avem pe ansamblu nevoie de o schimbare sistemică. Nu credem în modificări punctuale, nici în ceea ce privește codul silvic și acest pachet legislativ care urmează să fie dezvoltat, nici în ce privește aceste instrumente care să ajute la monitorizare și la control. Sperăm, vom fi activi pe partea de
consultări publice, grupuri de lucru care vor fi organizate pentru dezvoltarea cadrului legislativ, pentru că este un element central al acestei reforme. Practic, până în iunie, autoritățile și-au asumat, guvernul și-a asumat că va avea un nou cod silvic, un nou sistem de trasabilitate, deci revizuită această hotărâre de guvern, care instituie și suma 2, vom avea un nou regulament de pază. Astea sunt lucruri clar asumate. Principiile sunt la fel de clar asumate prin strategia națională pentru păduri, o strategie care a fost publicată foarte recent, practic în octombrie, la începutul octombrie a anului trecut. Ne așteptăm să existe această consecvență, predictibilitate, stabilitate politică, să putem să avem în sfârșit un sistem de combatere a recrutărilor ilegale. Mulțumim mult, Radu, pentru prezentare.